Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Bine! Bine, banda! Luată din prima! Bine de tot! Să fie bărbosul cu noi, măcar la prima probă să ne treacă și, pe urmă, ne descurcăm noi singuri. Au că vin boabe! E, da, boabe! Salut, sunt Radu Bucălai, am 31 de ani, sunt comediant. Mă pricep foarte mult la mâncare, dar astăzi mi-a picat prost la boabe, nu m-am pregătit, recunosc. Eram pregătit mai mult pe carne, pe rață și vită. Eu sunt Florin Gheorghe, ca și colegii mei mă ocup cu stand-up comedy. Îmi place mâncarea, în general, deși nu se vede. Chiar vreau să spun asta pentru că e replica lui Ego din Ratatouille. Da. Mie nu îmi place mâncarea, o iubesc. Asta e dieta, dacă merge foarte repede, n-ai timp să iei nimic. E o temă la care nu te aștept, vă așteptam să fie. Tema e mediteranean sau tema este prazul sau nu știu ce, dar boabe? Să știți că va trebui să gustați în fiecare farfurie până vă faceți o părere. După care trecem la următoarea. La sfârșit le puteți termina. Cu ce farfurie doriți să încep? Păi o luăm din nord, din nord. O luăm de la stânga la dreapta, da? Ok. Vă doresc poftă bună! Vă mulțumim! Asta e ficat. Hai să vedem pe foaie gras. Ce avem aici? Asta ce? Gras. Nu, asta, crema aia. Este spumă de foaie gras. Spumă de foaie gras. Aici avem cimei de atuar, păcaș și culinte. Tocătura aia e mișto. E foarte fresh. Hai și zăsarea aia puțin care te enervează deasupra de la... Da? Nu, că sarea nu mă enervează deloc. Un pic de sos, parcă. Da, da, un puțin. Am avut sos, dar ce este la început? Nu l-am pus. Aia... Ce era? Nu, că se... Uite, un sos de vin roșu, mișto rău. Ala, cred că l-am schimbat tot. L-avea un pic de alpaca și un pic de linte și multe legume. Un foie gras și niște chipsuri. O farfurie și plată. Am seacă. Dar chestia asta de combinație, uite, nu știam, linte și cu alpaca și funcționează foarte mișto făcut așa. Incredibil. Ce n-ar putea să funcționeze sunt chipsurile alea, dar poate, nu știu, lor plăcea. Oamenii ăștia stand-up, poate mănâncă chipsuri. Cine știe? Doamne aștept. Nu sunt un neapărat fan foie gras. Pare un pic grețos. Niciodată nu mi-a plăcut foarte tare în orice combinație. Interesant. Crema asta este excelentă. La această farfurie, la această echipă, tema a fost arpacaș și linte. Simți nevoia de o lămâie, ceva mai... Dar are carne și asta. Are foie gras de desubt. Nu. Da? Da. În asta? Da, da, de desubt aici e foie gras. Nu știu, mi se pare prea sărat. Erau mici elemente acolo care erau mult prea sărate, din punctul meu de vedere, și eu nici nu prea pun sare în mâncare, probabil așa asta e o problemă. Cred că acea farfurie este foie gras. Foie gras. Ai foie gras? Da. Aia n-am mai mâncat. Nu știu până acum. Ai foie gras? E foie gras, Marian. Mă gândesc că, na, totuși sunt fani foie gras, mai sunt și ei plimbați, știu care-i faza. Lor place și lor să vadă ceva frumos, să guste ceva bun. Să știți că în urma jurizării voastre, o singură echipă se salvează, iar celelalte două echipe intră la duel, la proba individuală, în urma căreia un concurent pleacă acasă. Ne cerem scuze anticipate. Nu vreau să pun presiune pe umerii voștri, dar să înțelegeți că poziția pe care voi o ocupați este foarte importantă în această competiție. E bun. Foarte bun. După ce ați terminat cu farfuria, am să vă rog să o dați în stânga sau în dreapta voastră. Pe bandă vom pune doar farfuria pe care voi o alegeți. Și trecem la următoarea farfurie. Ok. Și ne mai lăsăm ăsta puțin la... Că nu mai avem timp. Nu mai avem timp. Știi cât a stat în cuptor? De cred. 40 de minute la 220 de grade. Dar Dumitrescu arată spectaculos, are un roșu. Deci, pe bune, Dumitrescu, ăștia fac bancuri cu Dracula. Nu sunt ei Dracula. Se ia și de pe mijloc, după margine, pe domn. Și aici am făcut un sos cu rodie, cu jiu, cu așa, un piure de damame și un hummus. Dar hummus? Mai trebuia să mai am falafel. Eu știi ce am gustat și nu... A băgat iaurt în hummus. Ăsta m-a... Ce? Ăsta nu, ăsta mi-e place foarte mult. Mie mai puțin. Condimentele astea de pe el, mi-au plăcut foarte mult. Un hummus așa, făcut din năut cu iaurt, ciudat la gost, vaca vie, bă, dacă s-a apucat unul de musc, uite lapte în el. M-am plinit astea și ce zici? Mie vaca îmi place. Bă, ăla-i sărat, rău, mi-a luat două bucăți acum, dar... Bă, dar ciudat iaurtul în el. În hummus, da. Ce
ciudat iaurtul acolo. Ia în zonul ăsta, bă, nu mai facem niciodată așa ceva. Toată nebunia asta cu Vita ne-am riscat-o un pic, însă elementele care n-au ajuns puse în farfurie, doar noi știm despre ele. Degustătorul se ia în calcul doar ce a primit acolo. Să-i placă sau nu să-i placă, e alegerea lui. Suntem la Cuțite, prima confruntare, primii invitați, prima degustare. Avem la masă comicii scenelor de stand-up, dispuși să facă din orice un subiect de râsul lumii. Să sperăm că rețetele noastre sunt pe gustul lor. Sânge. Asta e roz. Crezi că e muș de Vita, nu? Da. Steak. Aici ce avem? Edamame și năut. Edamame aia verde, bucălaie. Asta e edamame? Da, și lângă e edatată. Și ăsta e da copilul? Carne. Ia, edamame. Dă-i mai în sânge, mă. Așa se face. E o chestie, când ai scos Vita din cuptor sau din tigaie sau din, de pe grătar, după 5 minute e perfectă. Dacă trece mai mult, trebuie să o reîncălzești. Da, a fost o farfurie ok. Asta are lămâie. Mi-a plăcut foarte mult pasta cu care a venit, a fost foarte bună. N-a fost cel mai reușit plating, dar m-a câștigat prin Vita. E foarte frage de carne. Mi-a plăcut foarte mult năutul, foarte, foarte mult năutul. În schimb, eu nu sunt cu carne, cine știe ce, adică nu prea mănânc carne. Și nu pot să apreciez foarte tare o carne făcută cu trebuie sau așa. Ce bun e năutul. E proaspătă carne. Mi-a plăcut foarte mult că a fost Vita. Mie îmi place carne, sunt mâncător de carne. Mi-a plăcut foarte mult și năutul și damame era ăla. Foarte drăguț, chiar mi-a plăcut. Da, e chiar foarte bună carne, eu nu prea mănânc în sânge. Ne bazăm pe combinația de gusturi din farfuria noastră, dar și pe aspect. Bă, avem o Vita care nu e gătită tocmai corect, însă este comestibilă. Avem și un sos de rodie pe acrișor care în combinație cu năutul, cu edamamele se pupă și nu zic că este tocmai o farfurie eșuată. Și puteți trece cei care au terminat cu această farfurie la cea de-a treia farfurie, ultima. Acolo aveți sanja, creveți, orez și hrișcă. Hai, ai curaj să ne dai să gustăm niciodată? Nu cred, da. Eu, de când o prăjea, ăsta, îmi doream să gust din asta. Ia, gusta sanjac ăla, că e foarte bun, cred. Ia. Cum e? Și eu sunt curios cum e sanjac, cum l-a făcut. Era cu un șoa. Pare ceva. Cu picars ăsta. Pare așa. Așa e, știi de ce? Îți spun ce? Nu, știi de ce? Hrișca este coaptă. Și ăsta e gustul ei. Nu, textura e ciudată, într-adevăr. Și textura, când am făcut o făină, că n-am avut ce să-i fac. Când e mai multă, uite, aia pare arsă. Orezul foarte mult. Doar orezul. Mai fi aș vruna, nu știu. Da. Un coșuleț obosit, puțin așa afumat, risotto din interiorul lui, drăguț, gustos. Doar orezul e bun, orezul să mor. E, asta te stric, eu nu știu ce ai mai pus. M-am încurcat Dumitrescu bine. Preferam să fierb arpacașii. Pentru că arpacașii mi-a intrat foarte bine în risotto. Ăsta seamănă foarte mult cu orezul pe care l-a făcut Paco atunci la... Doamna, doi acolo, ăsta. Da. Ăla cu mare. Foarte gustos. M-am speriat că e cam negătit, dar uite că e o gătită orezul. Asta, într-adevăr, ciudățică la gust. De frici că ea avea cumva un gust de nucă prăjit așa, dar nu chiar nucă. Că dacă era nucă, era șmecheră. Bun sanjacul, bun crevetele, risotto foarte gustos. Până la urmă și biscul lui Sorin a contat. Da. Ăsta e gustul ei. Ăsta are un gust dubios. La crevetele e foarte bun. Ce chestie interesantă e asta. Seamănă cu un șnițel ăsta. Ăsta e un șnițel cuvă. E doar crusta de la un șnițel. A avut orezul ăla așa făcut într-un sos de fructe de mare extraordinar, într-o crustă care semăna ca un șnițel așa de la un restaurant fines. Eu n-am văzut boabe în ea. Deci avea orez, avea crusta aia, orezul e boabe. Da. A, eu credeam că alte celelalte boabe. Se pune și orezul. Nu m-au chemat pentru inteligență aici. N-a fost numărul 1 acolo. A făcut o șnițel și a scos carnea după aia. E faina unui șnițel. Așa se face. Mi-a plăcut absolut totul, doar că orezul avea un gust ciudat. Dar, în schimb, fructele alea de mare extraordinar de bune. Mamă, de bune. Mama, deci combinația asta cu frișca aia de sub? Da, e foarte bun.
creveții făcuți foarte bine și era și o chestie deasupra, nu știu exact ce era, ca o crânțănea așa, ceea ce era, e foarte interesant. Și farfurioara de hrișcă de dedesubt, aia absolut fantastică, că totul era, știi, se îmbina foarte tare. O, Doamne, ce picant e! Deși nu-mi plac fructele de mare, this was nice. Orezul era destul de bun, scoicile sanjac făcute bine, crevetele era și el făcut foarte bine. Eu sper că toate ingredientele astea puse la oaltă să facă un gust destul de bun, încât să ne scape de la proba individuală. Ei bine, acum am să vă rog să luați farfuria suport, farfuria de dedesubt, care v-a plăcut vouă cel mai mult, să o puneți pe bandă. Unele au fost suficient de bune încât să plătesc data viitoare. Experiența asta mi-a plăcut foarte tare. Mie mi-a plăcut că am văzut-o pe Gina. Doamne, deci Gina e foarte frumoasă. Nu vreau să se supere smiley pe mine, dar e foarte drăguță și foarte nice. Și mi-a plăcut de aici la urmă. Mai vin. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.